Poate ești iubit, poate ești părăsit, poate ai de toate, poate ești lipsit. Orice cine ai fi, oricare ar fi starea ta, Dumnezeu din ceruri iubește ființa ta. Mai mult ca orice, Dumnezeu iubește omul. Pentru nimeni a murit Iisus, doar pentru om. În dragostea Lui te-a cuprins chiar și pe tine. Mai mult ca orice, Dumnezeu te iubește. Mai mult ca orice, mai mult ca orice, Dumnezeu iubește omul. Pentru nimeni a murit Iisus, doar pentru om. Chiar și pe tine, mai mult ca orice, Dumnezeu te iubește. Către Dumnezeu e Iisus Hristos, unicul Fiu al Său. Astăzi poți alegi să te pocăiești, să primești prin har mântuirea. Mai mult ca orice, Dumnezeu iubește omul. Pentru nimeni a murit Iisus, doar pentru om. În dragostea sa te-a cuprins chiar și pe tine. Mai mult Dumnezeu te iubește, mai mult ca orice, Dumnezeu iubește omul. Pentru nimeni a murit Iisus, doar pentru om. În dragostea sa te-a cuprins chiar și pe tine. Mai mult ca orice, Dumnezeu te iubește. Spunea fratele Virgil să nu mai facem introduceri. Nu au zis rău, dar nici eu nu greșesc dacă mai zic câte ceva înainte de cântare. Fratele Nicolae Moldoveanu, încarcerat pentru credință, în pușcărie, într-o zi fiind foarte debusolat și la limita sensibilității, a fost chemat de unul din tovarășii din vremea aceea la birou și i s-a propus să plece în seara aceea acasă. De seară veți ajunge acasă. Veți sta cu soția și cu fata dumneavoastră. Doar trebuie să ne promiteți că nu mai rostiți numele acesta Iisus. Și fratele Niculiță Moldoveanu, într-o situație foarte apăsătoare, povestea dumnealui, am zis, dați-mi un ceas să mă gândesc. Spunea, am plecat din
biroul acela și în momentul în care am ieșit pe coridorul acela lung care ducea spre celula în care eram încarcerat, dintr-o dată s-a lăsat o ceață pe holul acela, genunchii au început să-mi slăbească, m-am sprijinit de un perete și în momentul acela mi-am dat seama că am făcut una din greșelile mari ale vieții mele. Ceva îmi spunea, de ce ai nevoie de un ceas? Spuneam, am întors înapoi în birou și le-am zis, oameni buni, tovarăși, puteți să-mi promiteți ce mi-ați promite, puteți să-mi faceți ce mi-ați face, de Iisus Hristos nu mă las. Dragi tineri, lumea aceasta va avea promisiunile ei. De azi, de ieri, de mâine, provocări vor fi la nesfârșit, pentru că diavolul va fi mulțumit să câștige un colț în viața voastră. A spus, nu mă las de Iisus, l-au bătut crunt. Povestea fratele Niculiță, târâș m-am dus pe curoarul acela, dâre de sânge rămâneau în urma mea, am intrat în celulă, am fost împins și în urma mea s-au trântit gratile. Și cum eram culcat jos sub patul în care dormeam, am văzut praful așezat și am început să scriu cu degetul cântarea aceasta. Nu știm ce va aduce ziua de mâine, dar am vrea să nu ne lăsăm de Domnul Iisus Hristos. Lespezi grele de durere, de m-ar apăsa, de m-ar apăsa. Și de-aș bea oțet cu fiere și-aș fi dus pentru junghiere, nu te voi lăsa. Și de-aș bea oțet cu fiere și-aș fi dus pentru junghiere, nu te voi lăsa. Iisuse, nu te voi lăsa. Carnea chiar de mi-ar desface cei ce mă urăsc, cei ce mă urăsc. Facă-mi răul cât mi-or face, plămădindu-l cât mi-or place, nu te părăsesc. Iisuse, nu te părăsesc. Facă-mi răul cât mi-or face, plămădindu-l cât mi-or place, nu te părăsesc. Iisuse, nu te părăsesc. În prigoană și în rănire chiar de ar veni, orice ar veni, de credință-mi vin iubire, de sub crucea ta pe mine nu mă va gândi. Iisuse, nu mă va gândi. De credință-mi vin iubire, de sub crucea ta pe mine nu mă va cânti. Iisuse, nu mă va cliniti. Chema tu ai
la Iisus să vii, să nu uiți asta niciodată. Pe Iisus nici tu nu te va despărți, nici mamă, nici frate, nici tată. Cel patru ai fost, la Iisus să vii, să nu uiți asta niciodată. Pe Iisus nici tu nu te va despărți, nici mamă, nici frate, nici tată. Thank you.
viitor și o rădește. Gânduri de pace am pentru voi, gânduri de pace nu de război. Dacă veți asculta și veți împlini cuvântul meu. O, poporul meu, te vei căuta, adevărul trebuie în viața ta. Eu am promis, voi fi acolo. Pentru dumneavoastră și pentru familiile dumneavoastră. E seara când să înțelegi iubirea și dragostea.
și gândurile pe care le are cu privire la voi. Lăudați să fie Domnul! Amin! Nu-ți e dor, pe nor Canaan, te-așteaptă.